Afară și ne spui afară despre ei. E schimbată și bine. A, e ții câți bani, 5 ani după aia e schimbiară, nu? Asta e bine. Hai că-i vedem afară. Hai, nu? Domnului, cât are ăla de la domnul Ilie? Dacă nu, domnul Ilie nu a fost la nașterea lui, nici atât. Nu, dar eu îi zic lui domnul Ilie, că el știe sigur. Mă gândeam că mie. Nu zice oameni. De așa? Da, uite cu oamenii încă se le păstrează, fii atent. Ai și oi? Am, dar nu știu cum ies. Ai multe? Vă că câinea e faiga. Ai cred că ai 10 câini de aici. Sau mai mulți. Mai mulți câini ca oi. Mai mulți câini ca oi, frate. Tu ai câte un câini pentru fiecare oaie. Asta e bun și așa. Și asta la altă câini cât are? Aici stau? Da. Cam tot, eu știu, nu au 10, până 19, tot, cam cred că tot cam așa. Da. Poate mai bine, poate nu. Ai dat blondul, ți-ai luat negru, acum vezi, dai negru și putei, singură ți-ai, cred că. Domnul Ilie vrea să schimbi culoarea tot. E la un sur, că sur n-am avut. Vrea tot cum îl schimbi părul. Așa, așa. De la blond, la... Așa, acum la sur vrea. Las că bine. Las cum vine ceva. El cumpără ceva nou, noi vinem și filmăm și tot așa mai departe. Bun, bun. Ai bun și negru lui, dar el s-a plicat și de culoare. Trebuie să mai ai altceva. Dar să fie că o parte n-a stat în grajul de amândoi unul în cald, fie atent. Thank you.
Zic, la căruță merg amândoi odată. Și acum nu le place când o să nu mănâncă. Bem jos. Yeah. Ala loc domnul Ili la plimbare, ce face o mugdărie. Ia. Dar ce faci? Ai și de vânzare câinii ăștia sau ce faci? A, ai dai și de vânzare, nu? Nu, nu, băgați-i, că noi filmăm așa.
Oh!
Oh!